Decizia britanicilor de a ieși din Uniunea Europeană pare să aibă o consecință gravă pentru România. Oamenii cu datorii la bănci ar putea avea mari probleme, mai ales cei cu credite prima casă. România ar putea plăti rate mai mari la creditele în lei de luna viitoare. După votul britanicilor de a ieși din Uniunea Europeană, indicatorul ROBOR la 3 luni, în baza căruia se calculează majoritatea creditelor în lei, a urcat cu 11% și a atins maximul ultimelor 5 luni. Și ROBOR la 6 luni a urcat cu 6%. Acest indicator n-a mai ajuns atât de sus din luna februarie. Potrivit ziarul financiar, specialiștii avertizează că ratele la prima casă s-ar putea dubla. Brexitul are și alte efecte extrem de dure. Introducerea vizelor de călătorie, scumpirea produselor importate din Marea Britanie, pierderea dreptului de muncă pentru imigranții români, eliminarea burselor pentru studenții români, dar și eliminarea accesului la tratamente medicale în Marea Britanie.